au rezidat contractul, după 10 iunie, Brăila pur și simplu va fi sufocat în gunoi. Și de ce s-a ajuns la acea dată, pe 10 iunie, e un singur lucru. Domnul Chiriac și domnul Dragomir, lăsând infatuarea și se țin pericolul, au mers la firma Rel, s-au rugat cu cerul și pământul să ducă acest contract cu o zi după campania electorală și după ziua în care brăileni vor acorda votul, cum vor crede dumnealor de cuvință. Nu vi se pare că este totul șarlatanie, totul exploiterie a dumnealor, cum a fost cu prețul de la a prețul care se plătește pentru apa de ploaie, apa cu via. Acum a fost amânată reziderea contractului până pe 10 iunie.